Despre rugăciune. Și orice veți cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetele 13 și 14. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse, pe care nu le cunoști. Rugăciunea nu pune în libertate niște forțe latente existente în om sau în natură. Nu, rugăciunea declanșează puterea și bogățiile nemăsurate ale Dumnezeului celui atotputernic. Cel care ne dă astăzi cuvântul său este creatorul atotputernic, suveran și susținător al miliardelor de universuri. În definitiv, tot ce vrea Dumnezeu să ne spună prin acest pasaj este faptul că, dacă noi ne rugăm, El va lucra. Dumnezeul căruia nimic nu este imposibil, care doar a vorbit și la glasul său lumi fără număr au venit în ființă. El, atotputernicul Dumnezeu, promite cu jurământ prin cuvântul său sfânt și imuabil că, dacă noi vom căuta fața sa prin rugăciune, El va lucra și va aduce la îndeplinire lucruri mari și puternice, lucruri pe care nici o minte omenească că nu le-a conceput vreodată. Și orice veți cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Într-un anumit sens, omul devine puternic ca cel atotputernic, doar atunci când se apleacă pe genunchi și se roagă lui Dumnezeu. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Nu există o mai mare minune săvârșită în viața credinciosului de puterea supranaturală a lui Dumnezeu ca taina și lucrarea rugăciunii. Minunea minunilor, taina tainelor, miracolul miracolelor, mâna copilului atingând brațul tatălui și punând în mișcare roțile universului. Prea iubiților, acesta este locul supranatural al vostru și al meu. Nu există o mai mare minune săvârșită în viața credinciosului de puterea supranaturală a lui Dumnezeu, ca taina și lucrarea rugăciunii. Minunea minunilor, taina tainelor, miracolul miracolelor. Mâna copilului atingând brațul tatălui și punând în mișcare roțile universului. Prea iubiților, acesta este locul supranatural al vostru și al meu. Deasupra porților sale este scrisă, inspirată această invitație. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Ieremia, capitolul 33, versetul 3. Această promisiune dată lui Ieremia a fost textul care a inspirat viața grandioasă a doctorului Simpson și a devenit temelia acelei credințe curajoase care a constituit secretul lucrării sale pline de putere. Aceasta l-a condus la îndemnul adresat nouă de a observa că cea mai mare putere care ne-a fost dată este aceea de a mijloci înaintea lui Dumnezeu pentru oameni și de a crede că cea mai înaltă formă de slujire este lucrarea rugăciunii. Dr. Simpson a dezlegat taina slujirii atunci când a învățat secretul rugăciunii. În rugăciune a primit el viziunea voii lui Dumnezeu. Prin rugăciune a cunoscut el cu certitudine planurile făcute de Dumnezeu pentru împlinirea voii sale. Apoi, continuând să roage, a primit puterea necesară punerii în aplicare a acelor planuri dumnezeiești. Mai departe, o și mai mare stăruință în rugăciune a asigurat împlinirea nevoilor lucrării lui Dumnezeu. Continuând să se roage, a putut să termine ceea ce începuse și astfel, rugându-se necurmat, lauda și închinăciunea
au fost tot mai vii în viața sa, iar Dumnezeu și-a primit toată gloria pentru lucrările realizate. Dar în mijlocul strâmtorărilor s-au întors la Domnul Dumnezeul lui Israel, l-au căutat și l-au găsit. 2 Cronici, capitolul 15, versetul 4. Sufereau de foame și de sete, le tângea sufletul în ei. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. De fapt, noi nu ne rugăm deloc până când nu ajungem la capătul puterilor. Când un om se află la capătul puterilor, nu este o lașitate din partea lui să se roage Domnului, ci aceasta este singura cale de a intra în contact cu realitatea. Dacă aș ști cum să intru în contact cu realitatea care explică toate lucrurile! Pentru aceasta nu există decât o singură cale, și anume calea rugăciunii. Oswald Chambers. Doar atunci când realizăm nevoia noastră, ne rugăm și izbândim. Atâta timp cât avem impresia că ne putem descurca și fără Dumnezeu, nu ne deranjăm să strigăm către El. Din această cauză, răspunsul întârzie uneori. Pe măsură ce criza se adâncește, încercarea noastră devine tot mai fierbinte. Orice alt ajutor a dispărut și atunci sufletul se întoarce spre Dumnezeu. Momentul în care atingem punctul culminant al încercării noastre devine astfel oportunitatea lui Dumnezeu, iar El se arată glorios în sfințenia sa, înfăptuind adevăratele miracole. Într-una dintre crizele vieții sale, Whitefield a zis: "M-am aruncat orbește în brațele lui Atotputernice." Cu toate că resursele noastre par ridicol de limitate, nu trebuie păstrate cu niciun chip. Dumnezeu lucrează adesea prin lucrurile pe care le avem. Văduva din Sarepta a trebuit să-și folosească puținul ulei și pumnul de făină, iar băiețelul din Galileea a trebuit să renunțe la cele 5 pâinișoare de orz ale sale și la cei 2 peștișori. Arme care par nefolositoare în mâinile noastre devin puternice în mâinile Domnului. Metodele lipsite de inspirație divină sunt nimic, însă cele mai defectuoase unelte, atunci când sunt utilizate de El, sunt mai bune decât uneltele cele mai destoinice, dar lipsite de ajutorul Lui. Samuel Chadwick. Una dintre stratagemele cel mai des folosite de Satan este aceea de a ne opri din rugăciune. Cea mai bună metodă pe care îi place să o folosească pentru atingerea acestui scop este să ne facă să ne mulțumim cu lucrurile pământești. Un om cu o viață așezată și tihnită nu vede nevoia de rugăciune. Doar atunci când suntem purtați încoace și încolo de talazurile vieții, ne vedem constrânși să ne rugăm. Schimbările ne fac să ne rugăm fierbinte. Unii dintre noi, dacă s-ar afla mereu într-o stare de pace deplină și relaxare, ar înceta să se mai roage Domnului. Însă, Dumnezeu a luat măsuri pentru evitarea acestei catastrofe tocmai prin străpungerea sărmanei noastre vieți cu o mulțime de schimbări. Ziua mă topeam de căldură, iar noaptea tremuram de frig, până când a trebuit să strigăm: "Doamne, ajută-ne!" Schimbările reprezintă prețul pe care trebuie să-l plătim pentru a avea putere în rugăciune. Promisiunile lui Dumnezeu nu sunt altceva decât toate posibilitățile lui Dumnezeu aflate la dispoziția rugăciunii adevărate. Ajutorul divin este foarte aproape de noi și adesea el vine chiar înainte ca ultimele cuvinte ale rugăciunii să fie rostite, fiindcă Domnul aude suspinele inimii și gemetele sufletului nostru chiar și neexprimate. Resursele lui Dumnezeu sunt inepuizabile și bunăvoința lui sunt
infinite. De aceea răspunsurile sale depășesc cerurile noastre și chiar imaginația noastră. Când credinciosul care se roagă rămâne în Domnul Iisus Hristos ca mlădița în viță, rugăciunile sale nu sunt decât un mod în care se dezvoltă și se exprimă viața Domnului Iisus Hristos în el. Tot așa cum mugurii, florile și ciorchinii unei mlădițe sunt expresia puterii de viață a viței. Rugăciunea aduce pace, alungând îngrijorarea și transferând poverile noastre asupra marelui purtător de poveri. Dumnezeu să ne deschidă ochii ca să putem vedea ce sfântă este lucrarea rugăciunii de mijlocire, lucrare pentru care au fost puși deoparte ca o preoție împărătească pentru Dumnezeu. El o să ne dea o inimă largă și puternică, astfel încât să nu ne îndoim deloc de influența extraordinară a rugăciunii noastre. Facă Domnul ca toată frica noastră, la gândul că n-am fi în stare să ne împlinim, cum se cuvine această vocație, să se risipească atunci când îl vedem pe Domnul Iisus, trăind veșnic ca să se roage, trăind în noi ca să se roage și stând ca un garant al vieții noastre de rugăciune. Rugăciunea cere, iar credința așteaptă. Unele daruri ale lui Dumnezeu vin fără să le cerem. Soarele și ploaia binecuvântează pământul indiferent dacă ne rugăm sau nu. Atmosfera care susține viața înconjoară pământul și fără rugăciunile noastre. Dumnezeu se îngrijește de pământul acesta al său, așa cum un bun gospodar îi poartă de grijă casei sale. Niciunul din darurile cele mai bune ale lui Dumnezeu nu vin fără să le cerem. Nimeni nu este mântuit până când nu se roagă. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 10, versetul 13. Fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Nimeni nu primește înțelepciunea de care are nevoie decât prin rugăciune. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată, dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins, de vânt încoace și încolo. Roagă-te așteptându-te să primești răspuns. Atunci când noi stăm de vorbă cu El, Dumnezeu ne răspunde. Rugăciunea sinceră, cu credință, va fi întotdeauna recunoscută și răsplătită de El. Doamne, fă-mă sensibil la răspunsurile reale pe care le primesc la cereri concrete, ca dovada comunicării dintre mine, care mă aflu aici pe pământ, și Mântuitorul meu din cer. Rugăciunea este cererea copilului lui Dumnezeu adresată nu vântului, nici lumii, ci Tatălui Său Ceresc. Rugăciunea este strigătul copilului către urechea Tatălui, strigăt pe care Tatăl trebuie să-l audă, să-l simtă și să-l aline. Rugăciunea este un strigăt arzător și plin de încredere către Dumnezeu pentru un lucru concret. Regula lui Dumnezeu este să răspundă acordând lucru concret care a fost cerut. Împreună cu acesta pot să vină și alte daruri și haruri. Răspundem când strig, Dumnezeul neprihănirii mele, scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtorare. Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. Doamne, auzi-mi glasul dimineața. Dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Domnul îmi ascultă cererile și Domnul îmi primește rugăciunea. Tu auzi rugăciunile celor ce suferă, Doamne, le întărești inima, îți pleci urechea spre ei. Doamne, ascultă-mi
pricina nevinovată. Ia aminte la strigătele mele, pleacă urechea la rugăciunea mea, făcută cu buze neprefăcute. Ascultă glasul rugăciunilor mele când strig către tine și când îmi ridic mâinile spre locașul tău cel sfânt. Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Ascultă-mi rugăciunea, Doamne, și pleacă-ți urechea la strigătele mele. Nu tăcea în fața lacrimilor mele, căci sunt un străin înaintea ta, un pribeag, ca toți părinții mei. Ascultă-mi rugăciunea, Dumnezeule, ia aminte la cuvintele gurii mele, ia aminte, Dumnezeule, la rugăciunea mea și nu te ascunde de cererile mele. Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele, ia aminte la rugăciunea mea. Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Binecuvântat să fie Dumnezeu care nu mi-a lepădat rugăciunea și nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui. Dar eu către Tine îmi înalț rugăciunea, Doamne, la vremea potrivită, în bunătatea Ta cea mare, răspunde-mi, Dumnezeule, și dă-mi ajutorul Tău. Doamne, Dumnezeul oștirilor, până când Te vei mânia cu toată rugăciunea poporului Tău? Doamne, Dumnezeul oștirilor, ascultă rugăciunea mea. Ia aminte, Dumnezeul lui Iacov, pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele, să ajungă rugăciunea mea înaintea Ta. Ia aminte la cererile mele. Doamne, ascultă-mi rugăciunea și să ajungă strigătul meu până la Tine. El ia aminte la rugăciunea nevoiașului și nu-i nesocotește rugăciunea. Eu zic Domnului, Tu ești Dumnezeul meu. Ia aminte, Doamne, la glasul rugăciunilor mele. Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-ți urechea la cererile mele, ascultă-mă în credincioșia și dreptatea Ta. Domnul se depărtează de cei răi, dar ascultă rugăciunea celor neprihăniți.